găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și sunt realizatorul emisiunii, pentru că suntem doi realizatori în cadru de data asta. Eu sunt realizatorul emisiunii Panoramic, invitatul meu de data asta, Cornel Șomâncu, colegul nostru, realizator ENSA TV, bineînțeles, coleg la Vertical, director de școală și toate cele și un bun analist politic. Bine ai venit la noi în studioul cel nou, Cornel. Bine v-am găsit. Bine să spunem că Panoramicul a început deja în anul acesta, am mai avut... Dar nu ne-am duie la noi amândoi. Da, amândoi e prima emisiune și sperăm să spunem lucruri interesante pentru cei care se uită la noi. Garantat. Ne-am ales o temă de analiză pentru anul care urmează. N-are rost să mai analizăm anul care a trecut, că a trecut de ceva timp. Deci 2017, anul marilor provocări. Aveți, dragi telespectatori, acolo un număr de SMS 0766314582 la care puteți să ne adresați întrebări sau opinii. Și aș vrea să începem cu cea mai importantă provocare pe care o consider la nivel național și local, sau dacă sunt diferite, să le tratăm pe cele mai importante pentru Gorj și pentru România. Dacă această emisiune ar fi avut loc în urmă cu o săptămână, aș fi răspuns că principala provocare pentru România este ca actuala coaliție guvernamentală să reușească să pună măcar în parte, în practică, programul de guvernare, cel care a câștigat alegerile la începutul lunii decembrie. Dacă vorbim astăzi, după evenimentele din ultimile zile, la ce se întâmplă în spațiu public, la acele meeting-uri, sau cum să le spunem, că nu știu dacă nici meeting-uri, sunt niște acțiuni neautorizate până la urmă, aș putea să spun că provocarea cred că va fi acel referendum de care vorbește președintele Iohannis, de fapt, ideea fiind să se reinventeze ca un politic, iar actuala opoziție să câștige puncte electorale. Problema e și marea provocare a românilor este dacă ne permitem noi ca țară să mai trecem printr-un ciclu electoral, știți ce înseamnă un referendum, care plus că n-are nici rezultate palpabile, în sensul că indiferent că va fi într-o variantă sau alta, nu ne va duce, deci chiar dacă trece referendumul, chiar dacă pică referendumul, nu ne avantajează foarte, foarte mult și n-are urmări practice, pentru că la guvernare va fi aceeași coaliție guvernamentală, chiar dacă, să zicem, se va pierde, iar dacă nu se va pierde și se va întâmpla partea cealaltă, tot la fel. Deci nu văd urmările practice decât un efort foarte mare din partea administrației țării, deci niște bani cheltuiți, ca să aflăm ce? Să aflăm că românii sau o parte dintre români doresc sau nu amnistia și grațierea. Și apropo de acest lucru, deci vreau să vă spun că în ultimile zile nu mai înțeleg absolut nimic. Ba vorbind de amnistie, ba vorbind de grațiere, de la președinte și până la șefa DNA, de exemplu, am văzut că nu stăpânesc nici ei termenii și unii ar fi, să zicem așa, juriști, ar trebui să știe mai multe pe asemenea direcție. Asta ar fi, aș spune eu, provocarea mare. Aceea dacă legile de justiției se vor modifica și cum. Da, dar cred că problema de modul cum se aplică programul de guvernare rămâne la fel de mare sau chiar mai mare. Pentru majoritatea românilor cred că este problema esențială. Pentru, da, categoric. Pentru că știți cum e, contează și pentru educație și pentru sănătate și pentru protecția socială din România și sunt niște milioane bune de români care îi interesează o sumă în plus la pensie sau la salariu sau mai știu ce altceva. Bine, acum vreau să vă spun că dacă vedem lumea virtuală, ce se întâmplă pe Facebook în aceste zile, o să constați că actualul guvern jignește
pe cei care au nevoie și de pensii și de salarii, dacă le dă o sumă în plus. E adevărat că n-au fost jigniți de precedentele guverne, dar nu jigniți în ghilimele. N-au fost jigniți de precedentele guverne cu asemenea măriri. Acum acestea sunt, cel puțin, prognozate pe proiectul, pe programul de guvernare și sunt alții de spun, nu, domne, jigniți pe bătrân cu sumele respective. Eu cred că și bătrânii și toți... Să-i jignim măcar cu ceva, și adică toți, decât cu nimic, da, mai da, bine și toți bugetarii cred că ar fi foarte încântați să fie jigniți cu niște sume, niște creșteri salariale, așa cum ar fi... cum ar fi normal, să spunem, să avem și noi niște salarii aproape de ce se întâmplă în alte spații ale Uniunii Europene. Păi bine, adică noi n-am dat, am considerat că nu trebuie să dăm ceilalți când au fost la guvernare, dar cei care sunt acum, dacă dau puțin, este o jignire, deci trebuie să dea mai mult. Nu, dacă e o jignire că dau. Nu, e o jignire că dau. Nu spun, da? Nu spun că trebuie să dea mai mult. Nu, nu. Spun decât e o jignire că dau. Că dau asemenea sume. Da. Așa să am văzut și declarația deci, fostului premier Cioloș. Da. Am văzut declarații mai multor miniștri, care unii sunt și parlamentari la acest moment, apropo de tehnocrații care între timp au culoare politică, și care au spus e o jignire fantastică. Și nu se găsesc bani. De fapt, cred că se leagă ce se întâmplă în aceste zile cu partea aceasta. S-a căutat un pretext, s-a găsit acesta cu legile, niște ordonanțe care nu s-au dat. Sunt în dezbatere publică sau cum sunt. Și pretextul acesta este următorul. Creăm un alt eveniment ca să nu putem realiza programul de guvernare, să ne putem folosi de acest lucru. Acum rămâne de văzut și nu vreau să fiu... să anticipez, dar cred că anul 2017 va fi permanent între cele două grupări, putere și opoziție, va fi o luptă surdă, deși nu s-a mai respectat un lucru. După cum bine știți, până acum un guvern nou instalat beneficia de o perioadă de câteva luni până la 6 luni în care nu prea avea probleme nici sociale, nici de altă natură, tocmai ca să se poată să lucreze. E, dacă am văzut acum, nu s-a mai întâmplat așa, ba din contră. Am avut, s-a încercat cumva să nu se facă acest guvern. Guvernul a trecut foarte greu după începutul de an, poate și pentru că mai trebuiau cheltuiți niște bani în ultimile săptămâni. Vom vedea dacă Curtea de Conturi descoperă ceva, e un control care se face acum la Ministerul Finanțelor. Au dispărut ceva miliarde de lei. Noi. Bine, guvernul Cioloș, fostul guvern Cioloș, cei care îl reprezintă, spun că nu că au dispărut, ci că doar au fost previzionați și nu s-a realizat. Nu, nu e vorba de gaură, de gaura aceea de care se vorbește, nu. Mai. Nu, e vorba adică de... e și din partea PSD-ului așa La momentul lunii septembrie... O afirmație cam greșită, zic eu. Da, cred că adică e forțată puțin. Adică una e să spui am furat banii din buget și alta e să spui nu i-am realizat. E forțată puțin din partea actualului guvern sau actualei puteri, dar trebuie să ținem cont de faptul că această gaură de previzionare n-ar fi permis să se facă acele rectificări pozitive. Corect, aici au dreptate. Da, dar nu la asta mă refer. În luna septembrie, guvernul, în momentul când făcea prima, sfârșitul de august, când făcea prima rectificare, anunța și faptul că la acel moment avea un deficit bugetar de 0,7%. Atenție! Din septembrie și până în decembrie sunt 4 luni tari și mari, da? Deficitul a urcat la 2,99%, ca să nu fie 3. De discutat, ar trebui să vedem exact ce s-a întâmplat cu acești bani, pentru că practic 0,7 în 8 luni, 9, și restul în doar câteva luni. Și mai ales în prelungirea aceea de pe 11 decembrie, guvernul a înregistrat niște cheltuieli fantastice timp de 20 de zile în luna decembrie, după alegeri, când se știa că nu vor rămâne. Asta trebuie și va verifica Curtea de Conturi și nu știu dacă are legătură cu gaura cealaltă. S-au cheltuit efectiv. Da, banii s-au cheltuit de la achiziții, pe la diverse companii de stat, până la toate ministerele și-au luat nu știu ce laptopuri, nu știu ce aparatură performantă. Acum vom vedea dacă e adevărat sau doar sunt doar lucruri aruncate de cele două grupări, că până la urmă
Puțin ne interesează ce își aruncă în cap politicienii unii la alții. Problema noastră, pentru că reprezentăm cetățenii și suntem până la urmă cetățenii acestei țări, este ca lucrurile să meargă bine în România și să meargă și economia și celelalte. Da, aș vrea să facem o precizare pentru că nu e foarte clar. Într-adevăr s-au cheltuit acei bani sau doar acuză cineva? Nu. Că s-au cheltuit banii, în decembrie. Banii sunt cheltuiți. Deci, sume foarte mari. Da, sume foarte mari. Deci nu vorbim de gaură, guvern, nu vorbim de gaură de 10 miliarde sau 14 miliarde, că pe hârtie 14 ar fi, pentru că aici e vorba de neîncasarea unor impozite previzionate și oricum luna decembrie, care se încheie ca și raportare după luna ianuarie, că până de pe 25, deci practic impozitul pe salarii, pe firme și toate celelalte, se vor vedea undeva luna februarie evidențiate și probabil gaura nu va mai fi la fel de mare. Dar asta e o problemă. Problema e că, și am văzut, deci e vorba de publicațiile economice din România, care nu prea sunt, să zicem, ale guvernului, indiferent de ce culoare a fost, care au lansat ideea că au fost cheltuieli în ultimile 20 de zile din an, deci după alegeri, după 11 decembrie, undeva la 5-6 miliarde de euro s-au cheltuit într-un fel sau altul, puțin forțat, spun unii. Comparativ și cât era la sută comparativ cu anii precedenți? Sau de câte ori depășa, știu eu, au făcut o comparație cu anii precedenți? N-aș putea să spun, dar ținând cont că anul dinainte, când tehnocrații au prins doar 2 luni, pentru că a fost guvernarea Ponta, am încheiat cu un deficit de 1 și ceva%. Și acum încheia cu 2,99, deci practic la limită. Deci s-a cheltuit tot ce s-a putut. Ba din contră, s-a lansat și ideea, mi se pare forțată, dar din nou trebuie verificată, că de fapt amânarea instalării guvernului Grindeanu a avut tocmai acest scop, să se poată desfășura acele operațiuni, să nu poată fi blocate. Și pentru că suntem la acest moment în chinurile facerii bugetului, o problemă care, iată, s-a întârziat foarte mult, dacă aveam guvern bănuiesc până în 1 ianuarie, cu siguranță bugetul ar fi fost acum aprobat. Și aici e o întreagă nebunie. Dacă citim, e exact ca pe vremea lui Caragiale, celebrele, cum relata presa conservatoare și liberală evenimentele. Dacă citești acum și site-uri serioase sau cu pretenții serioase din România, o să afli. La educație, ba scade, ba crește, la apărare, ba sunt 2%, ba sunt 1,35% din PIB, și multe alte sectoare. Vreau să vă spun că la acest moment e o imensă manipulare și pe buget. Are rolul, bănuiesc, în concepția unora, să inflameze spiritele și acum, deși crește bugetul la Ministerul Muncii sau unde sunt acum, cresc pensiile sau toate celelalte prestații, deși crește bugetul, am văzut că s-a strigat aseară în piață și acum am văzut câțiva analiști astăzi care spun, domne, noi ne trebuie 2% la apărare. Deși s-a dat numai 1,35. Bine, se cumpărau niște pe ultima sută anul trecut, probabil că se știe, s-au cumpărat la prețuri foarte mari, deci une mărite cu cel puțin 50% față de normal, față de ar putea fi luat pe piața din Uniunea Europeană, s-au luat niște de acestea de niște nave de război și se mai cumpără și niște avioane, se cumpără, dar chiar la prețuri foarte, foarte, foarte mari față de ce se găseam pe piața din Uniunea Europeană. De ce și ce se ascunde în spatele astea, poate vom afla în următoare. Păi poate avem nevoie de flotă, nu știu. Păi, că nu mai aveam. Păi nu, flota am vândut-o cu anii, am vândut-o cu ghilimele de rigoare. Deci trebuie una nouă. Păi nu, era vorba de nave militare, dar problema este că acelea puteau fi procurate în Uniunea Europeană la alte prețuri și din alte variante. Am preferat o variantă olandeză, destul de obscură, olandezii respectivi vânzând până acum doar pe undeva prin Asia, Indonezia sau ceva de acest gen. Dar asta n-ar fi problema. Și asta s-a întâmplat în decembrie? Deci am cumpărat avioane și nave? Hotărârea s-a luat în CSAT în luna noiembrie
Și cred că unul dintre contracte, că unul din ce știu eu a căzut, nu știu dacă și celălalt a mai putut fi blocat, dacă nu s-au făcut plăți, probabil se va mai putea bloca, pentru că sunt și prețuri foarte mari și banii nu se regăsesc în buget. De practic se cheltuie banii pe 6 ani. Bugetul Ministerului Apărării pe investiții pe 6 ani, deci până în 2023 sau ceva de acest gen, și costă undeva la 4 miliarde de euro toate achizițiile militare. Să ne îndreptăm acum spre Gorj, că suntem la Și sunt foarte panoramic, multe lucruri, da. dar trebuie să ne referim și la județul nostru și la Oltenia în general. Să vedem care sunt, din punctul tău de vedere, cea mai arzătoare problemă sau cea mai importantă problemă a gorjenilor în 2017. Este cu siguranță problema locurilor de muncă și Veșnica problemă a locurilor de din muncă. aceasta derivă cu siguranță ce se va întâmpla cu complexul energetic Oltenia, principalul angajator din Gorj. Și pe de altă parte, dacă, și din ce am văzut sunt semne bune, dacă investitorii care vin la Târgu Jiu vor reuși să facă niște locuri de muncă ca tinerii și nu numai tinerii, forța de muncă din Gorj să nu mai migreze spre alte zone din țară sau din Europa, pentru că Gorjul acum joacă ocupă un loc fruntaș la numărul de oameni care lucrează în străinătate. E vorba de zeci de mii de gorjeni care se regăsesc mai cu seamă în Italia, Spania, Germania și chiar și Anglia. Deci asta ar fi principala problemă. Spuneam că sunt bune în sensul că a venit acel investitor care face cabluri auto și faptul că gorjenii, spuneam tot la o asemenea emisiune, faptul că gorjenii la alte investiții, gen pe la stadion, nu s-au prea arătat interesați de locurile de muncă oferite de firma aceea de construcții. Iată că acum, pe cele 1500 de locuri care vor fi date de producătorul de cabluri auto, s-au înscris peste 5500 la interviu. Deci, fantastic ca. Într-adevăr, dar eu mă gândesc că ar putea fi următoarea sau două cauze. La stadion se lucra pe termen Scurt, determinat da. și afară. E adevărat și asta. La cabluri De stai salarii la cam același căldură lucru. De se și. pleacă de la minimul pe economie, urmând să crească în funcție de vechime, de experiență. Acum, problema care se pune, adică mai sunt și alți investitori care, iată, se anunță la Târgu Jiu, au fost surprinși de forța de muncă care s-a. Să zicem așa, s-a manifestat că dorește să muncească și am înțeles că Primăria Târgu Jiu este în momentul de față în negocieri cu alte și cu alți investitori, chiar tot în zona aia sau chiar în zona de sud a orașului, zona Cetului, să se deschidă iar nu știu ce complex economic. Ar fi foarte bine dacă s-ar face acest lucru, pentru că la acest moment parcul industrial de la Sadu este ca și inexistent, adică este nesemnificativă activitatea lui, iar se anunță noi concedieri. Ultima dintre ele e de anticipat cumva, întreprinderea de drumuri și poduri, a IDPU, a Consiliului Județean, concediază, începând cu 1 februarie, pardon, circa jumătate dintre salariații. Foarte mult. Pentru că au pierdut acele contracte de întreținere a drumurilor și nu se mai justifică o asemenea activitate. Personalul respectiv era specializat, dacă nu se va reuși ca el să fie luat, să spunem, de firmele private, e o problemă. Totuși e vorba de 150 de oameni care pleacă acum de la aceste locuri de muncă. Bine, mie mi se pare o strusocămilă IDP-ul ăsta pentru că frate, ori Consiliul Județean este acționar 100% și le dă lucrările și este o instituție o societate de stat, ori trebuie să participe la licitație la una cu celelalte societăți. Ăsta nu e un lucru rău, dar nu înțeleg de ce mai trebuie să țină Consiliul Județean o societate care, dacă vrea să-i dea lucrări, trebuie să intre la licitație. Uite că pierde, de exemplu, lucrări. Eu nu zic că trebuie să o dea lor neapărat. Dar de ce să fie de stat? De ce să mai fie? Asta e, da, e o întrebare
pe undeva corectă. Părerea mea e că, și de-a lungul anilor așa a fost, această întreprindere a lucrat mult sub prețul pieței, sub prețul celorlalți, a câștigat licitații destul de importante. Ce s-a întâmplat acum, a pierdut acea licitație mare, care și pe 4 da, ani... Da, lucrând sub prețul pieței, cum de-au reușit să piardă licitația? Înseamnă acum, că și ceilalți acum, au mers mai sub prețul pieței sau acum se merge într-adevăr ca să fiu pe rău, varianta prescalitate? Ca să fiu rău, hai să vedem lucrările de întreținere ale drumurilor din Gorj. Că cred că avem o explicație foarte, foarte simplă. În fiecare... Adică au lucrat ieftin și prost? Da. Și asta se întâmplă în Gorj de mulți ani. Dovada cea mai bună este că în fiecare an reparăm gropile care apar, deci le plombăm anul ăsta, anul viitor, după ce trece iarna, cu siguranță o luăm de la început și tot așa. Bine, eu am văzut niște lucrători de la IDP cu ceva ani în urmă, din păcate nu am fotografiile, dar sunt prin calculator, nu putem acum să le scoatem pentru că nu ne hotărâsem să discutăm despre asta. Dar știu că zmoala era pusă pe gropile acelea peste praful și nisipul care era cu o creangă cu frunze. Se muia creanga cu frunze acolo în vas. Am pozele, deci să nu credeți că n-am probe dacă mă acuză cineva că spun lucruri ireale și mă dă Doamne ferește în judecată, că n-am pierdut niciun proces și n-am fost dată în judecată decât o dată în 20 de ani de presă. Așa că nu am probleme de genul ăsta să spun lucruri neadevărate sau pe care să nu le pot proba. Nu, deci sigur. Dacă așa se fac plombările și apoi veneau și le deau cu dosul opeții, așa? IDP-ul are de mulți ani o problemă în sensul că deși au câștigat multe licitații, investițiile au lipsit. În mare parte îi folosesc utilaje foarte vechi, în mare parte dintre lucrări. Ba, au subînchiriat, adică cred că unele chiar au fost pe lângă lege niște proceduri ale lor. Din ce a apărut în presa locală, lucrurile n-au fost tocmai în regulă în ultimii ani, dar asta rămâne să stabilească ce îndrept, nu suntem noi în da, măsură. Asta categoric. Dar cu siguranță este că această întreprindere practic și avea vreo în jur de 300 de salariați, acum practic pleacă jumătate și nu știm care va fi viitorul, pentru că nu știu ce lucrări vor fi în Gorj ca să le câștige, să le facă IDP-ul. Adică bănesc că se bazează pe unele lucrări pe la primării ca să rămână măcar cei 150 de salariați. Acum vorbim despre alte perspective, haideți să mergem puțin în complexul energetic cu Oltenia, unde situația, am tot discutat-o și în cursul anului trecut, de fapt o tot discutăm de câțiva ani, o discută și conducătorii, managerii care sunt... Ei ar trebui să o rezolve, da, noi să o discutăm. Vin, discută și pleacă, pentru că mai nou acum, anul trecut am avut vreo 3 manageri și sunt perspective să fie schimbată și actuala conducere. Și nu vedem, să zicem așa, o strategie, ce se va întâmpla, adică ba desființăm sucursalele, ba le înființăm, ba desființăm unele funcții, ba evaluăm pe salariații de la birouri, ba îi trimitem în carieră, ba îi aducem înapoi. Cam asta a fost bâlbâiel continuu la nivelul CEO și nici perspectiva nu este foarte clară. Știm că anul trecut a fost proiectată o ieșire dintre numărul de salariați, adică o concediere de circa 2000 de oameni. Din fericire, ea s-a... A venit gerul. Da. Din fericire. Nu, din fericire ea s-a făcut în vară, dar numai pentru o parte, 7-800 de salariați au plecat, aproape 800 cu tot. Da, iar acum se vorbește că nu se mai fac concedierii. Da, aici e problema, deși primele zile din ianuarie am auzit că se vor face cele 2000 sau chiar mai mult. Acum se anunță că s-a renunțat la idee, că vor fi totuși vreo 3-400 de concedieri. E vorba de cei de la Huznicioara, care se pare că au o problemă ca și carieră și posibil să nu mai fie luat, adică să se închidă. Dar eu n-aș pune bază pe aceste lucruri. Chiar și discutam cu doi dintre liderii de sindicat importanți din bazinul carbonifer, unul din zona Motru, unul din zona Rovinari, care îmi spuneau că nu sunt deloc siguri că s-a renunțat la programul de concedieri
Și nu sunt deloc sigur nici că se vor face concedierile. Deci și pentru ei este o mare necunoscută ce se va întâmpla. Acum, de moment, și probabil până prin martie, nu vor fi probleme deosebite, pentru că e nevoie de cărbune, e nevoie de energia electrică produsă de termocentrale și după aceea se va pune problema și mai ales în perioada aceea de început de vară, sunt o lună, două în care noi practic nu existăm ca și producție, și vine apoi perioada de toamnă care iar așa. Deci practic complexul merge bine la iarnă extremă și la vară extremă, pentru că atunci iar nu pot să producă ceilalți cât ar trebui, ceilalți producători, ori secetă, ori îngheață apa și celelalte eoliene au și ele o altă problemă. Dar trebuie să repetăm acest lucru și poate să se înțeleagă la nivel de guvern, că noi am evitat acum colapsul energetic, acum când a fost acel ger de acum două săptămâni, datorită faptului că a existat CO. Deci, la un moment dat s-a pus problema să importăm energie pentru că nu mai făceam față. CO a salvat lucrurile. Deci, e nevoie de energia pe cărbune și e nevoie de capacitățile, cel puțin de la complexul energetic Oltenia, dacă nu va fi și de cei de la Hunedoara. Pentru că la Hunedoara suntem într-o situație cel puțin aberantă, părerea mea. Importăm huilă ca să producem energie electrică la Hunedoara, la cele două termocentrale din nord, ceea ce mi se pare aiurea, adică costul importului este totuși mai mare decât cel de a produce în Valea Jiului. Dar acum nu mai facem investiții, dăm oameni afară și noi importăm cărbune ca să producem energie. Da, e o problemă, într-adevăr, tot timpul se discută de costurile care presupun producția de cărbune. Mereu se spune că e o activitate care costă prea mult, asta pentru că n-am făcut revizii, reparații, totul s-a dus de râpă. Este exact ca complexul energetic Oltenia, cred eu, că este exact ca acea mașină în care nu mai bagi niciun ban și în momentul în care peste tot e vai de mama ei, te uiți și te întrebi dacă are rost să mai bagi vreun ban în ea sau e alta și o dai la fier vechi. E adevărat și asta, din păcate, complexul energetic Oltenia nu își permite să facă investiții mari, chiar dacă... Și nici să ia altă mașină. Da, corect. Previzionează, pe asta vreau să spun, deci investiții mari înseamnă în altă mașină, previzionează și acum, de exemplu, investiții de foarte mari la Rovinari pentru o nouă capacitate energetică, nu cred că se va face pentru că banii nu există nici împrumuturi. Fiind această situație de incertitudine la CEO, nu mai dă nimeni, nici băncile nu mai acordă împrumuturi mari și pe termen mai lung, pentru că deja întreprinderea a intrat în, să zicem așa, în colimator ca și cu probleme și nimeni nu se mai riscă. Da, nu cred că sunt pe o listă specială, dar cu siguranță toată lumea citește presa, dacă citești zi de zi că sunt probleme, că se închide, că se intră în insolvență, că nu știu ce. Pe de altă parte, mi-a plăcut pentru prima dată, nu ministru, care nu știu cum naiba facem, dar la energie aducem indivizi ciudați, ca să nu zic altceva, și clar, slab pregătiți pe domeniu. Mă gândesc că fostul ministru era băgat într-un scandal cât casa vândus un site care nu un site închis îl vândusă cu vreo miliarde și către stat, bănuiesc că nimeni nu cumpără. Nu, către un offshore, de acolo luase niște bani. Bine. De fapt probabil că se spălase niște bani, dar în fine, asta rămâne, bineînțeles, autoritățile noastre judiciare nu s-au autosesizat, nu, totul era ok. Dar în fine, dacă așa ar fi... Păi, apropo de autosesizare și de ce fac sau nu fac autoritățile și instanțele și, eu știu, parchetele și polițiile din poliția, ca să nu vorbim aiurea... Nu, că avem mai multe. Avem mai multe, așa. Da, corect. Deci n-am greșit. Pe mine ce m-a uimit cel mai tare, de exemplu, apropo de cât de ocupate sunt instanțele că vorbeam, eu zic că sunt foarte ocupate sau autoritățile astea care trebuie să aplice legea sunt foarte ocupate, având extrem de multe dosare în lucru,
motiv pentru care nu au timp de alea importante, cred eu, sau nu au timp să se autosesizeze. Dar pe mine mă miră foarte tare că la un moment dat, tocmai pentru că erau foarte ocupate instanțele, s-a luat decizia ca mediatorii să fie prima treaptă către justiție. Adică te duci la mediator și dacă nu reușești nici acolo să te înțelegi, după aia mergi la instanță. Ce surpriză! Nu mai e obligatoriu să mergi la mediator, cu toate că mediatori sunt o grămadă și mulți dintre ei nu prea au de lucru, chiar dacă sunt foarte buni sau sunt buni. Păi, explicația e foarte simplă. Că nu cred că mai e un secret pentru nimeni, nici pentru telespectatorii noștri, partea de justiție este una dintre puterile statului, dar e una mai puternică decât celelalte. Așa e în România. Dăduseră puterea în mâna mediatorilor și le-au luat-o înapoi, păi nu? Aici era problema. Fiind ca și o castă, așa cum funcționează, că nu intră oricine în barou și cu siguranță în magistratură se ajunge foarte greu și ca o întâmplare nu intră decât copii și rude de judecători, de avocați, de nu e știu ce. E o coincidență, să nu fie răutăcioși. Da, este o coincidență, nu putem să demonstrăm altfel, mai ales în lupta cu justiția, e greu să o câștigi. Dar mediatorii au ajuns mai ușor. Și n-aveau legături, nu făceau parte din lumea asta. Eu cred că de asta au fost trecuți pe linie moartă. Cu toate că e mult mai ușor să rezolve o problemă la mediator, mai ales dacă e o chestie comercială, dacă e o chestie măruntă. Și chiar și cazurile penale se pot rezolva acolo. Legal se pot, dar așa cum e în România, s-a renunțat la această, deși era o reformă. Deci aceasta chiar era o reformă tot, după adică modelul european. Nu poți să mergi la mediator, dar nu mai este obligatoriu. Deci în momentul când ai scos obligația, este undeva, deci cel puțin 50% din cazuri dispar, care ar merge în domeniul respectiv, dacă nu, poate un procent chiar mai mare. Mai ales că oamenii încă nu se obișnuiseră cu ideea de mediere, deci încă n-apucaseră să realizeze beneficiile. Și în momentul în care se duc direct la instanță și pune pe ei mâna un avocat, Doamne ferește să lase avocatul din mână clientul să se mai ducă la mediator dacă între timp se gândește sau e chemat la mediator de partea cealaltă. Cunosc cazuri concrete. Avocatul, primul lucru, spune, nu este obligatoriu, nu te duci acolo, nu. De ce? Ca să iau eu niște bani. Păi poți să iei bani ca avocat și dacă te duci și tu cu clientul la mediator. Bine, avocații știu cel mai bine pulsul pieței și știu că omul nu are atâția bani să dea și la avocat un onorariu mai mare, adică să mai meargă și la mediator. Adică mai bine să dea doar la unul. Corect. Suntem într-o paradigmă așa în care, din păcate, sau un cerc în care ne învârtim și un cerc vicios, din păcate. Deci, cu siguranță, apropo de mediatori, ar fi fost și este nevoie de ei. Din păcate, ei au fost trecuți cumva pe linie moartă, mai sunt, încă mai au cazuri, dar în ritmul de se merge s-ar putea, chiar dacă sunt oameni foarte valoroși uneori, pentru că știm și la Gorj sunt câțiva oameni foarte valoroși, cu siguranță pot rivaliza cu oricare avocat din județul Gorj, s-ar putea să nu mai aibă foarte multe cazuri sau să se ducă din nou spre alte meserii pe care le-au făcut anterior. Pentru că fiecare a venit cu o carieră, n-a descoperit cariera de mediator, au venit din alte domenii. Părăsind sau plecând de la partea juridică, întorcându-ne puțin în CO, aș vrea să mai spun un lucru și sper să fie de bun augur. N-am mai auzit în ultimul timp nimic de investiția chineză de la Rovinari. De cel puțin un an și ceva, să zicem așa, guvernul tehnocrat cât a fost la guvernare, practic n-a discutat de asta, deși cu același investitor chinez, guvernul tehnocrat dorea să reabiliteze sau să facă grupurile 3 și 4 la Cernavodă, să facă nu știu ce metrou prin București sau alte, sau investitori din China, nu neapărat aceeași companie. Acum se vorbește iar în ultimile zile că ar putea totuși să se facă investiția chineză de la Rovinari. De ce ar fi necesară? Foarte simplu. Iată, acum ne gândim să investim în grupurile foarte vechi de la Rovinari. Acela ar fi un grup nou, poate ar salva, adică prețul pe energie poate ar fi mai ieftin și ne-ar permite să concurăm partea de energie pe cărbune, să concureze cu celelalte domenii. Apropo că anunțăm, poate n-am văzut în presa locală, o facem noi ca o premieră așa,
În cursul acestei săptămâni, la Târgu Jiu, se va afla ambasadorul Poloniei, noul ambasador al Poloniei, știind că și fostul chiar a fost un prieten al Gorjului. Sunt programate întâlniri cu oficialitățile și la momentul când aflasem eu această informație, înainte de această mini-vacanță, se încerca o întâlnire inclusiv cu noua conducere a CEO. Ceea ce mă gândesc, având în vedere experiența poloneză pe domeniul ăsta al mineritului, că bănuiesc acolo. Acolo este oferta. Știu că și fostul ambasador venise cu niște oferte foarte interesante, care la un moment dat s-a vorbit de ele și că ar putea să fie o oportunitate și după aceea nu s-a mai vorbit absolut nimic. Din ce motive? Poate numai acolo se poate ști. Știu că au fost și vizite ale sindicaliștilor și probabil și din complex, din conducere. Au fost și directori în Polonia, din Polonia, da. În schimb Dar de experiență, totul a rămas la asta. Au plecat și nu s-a întâmplat nimic altceva. Da. Poate acum se vor concretiza mai bine lucrurile, mai ales că suntem în, să spunem așa, la început de an, am văzut cât de mult înseamnă complexul energetic Oltenia, de ce nu o restartare a activității din domeniul ăsta n-ar fi rea, mai ales că deocamdată nu avem alternative. În continuare, vorbim, ne lăudăm, suntem, a mai trecut o campanie peste noi, ba din contră, cel puțin o anumită parte a spectrului politic, obișnuit în general doar să critique, ne-a tot venit că se vor face, se vor drege diverse lucruri. Într-adevăr, nici nu s-a câștigat alegerile de către forțele respective, dar nici că mai auzim ceva, știu că un anumit om politic sau să zicem alianță politică plimba pe aici, pe la Târgu Jiu, nu știu ce investitori, chipurile care au fost investitori. Aia sunt, apar în fiecare campanie, apar, trec pe la Târgu Jiu, mamă ce o să facă ei, da, bea o cafea și după aceea îi mai vedem peste 4 ani. Dar bine, nu se întâmplă nimic între timp. În afară de cei care au venit și au început să facă angajările. Da. Pe de altă parte, și tot vorbeam că ne întoarcem din nou la locurile de muncă, spuneam că e subiectul principal, Turburea este un exemplu, aș putea spune, ciudat acolo, deși autoritățile locale au făcut tot ce s-a putut posibil să încurajeze o fabrică de confecții italiană cu investitori italiani, nu strânge salariații, deci au 150 de locuri, s-au ocupat vreo 30 și ceva, 39 sau ceva de genul ăsta și acum trebuie să meargă prin comunele din jur să găsească salariați pentru că ăia care ar putea, ai din Turburea, au cam plecat pe afară, cum sunt și în alte dar și n-ai de unde să găsești oameni. De ca să lucreze pe domeniul și se califică la locul de muncă, deci nu-i problemă să știi meserie, să înveți chestia asta, să învață. Totuși am constatat că în Gorj, nu știu, în România, să zic, să nu trag eu concluzii fără să fac verificări, dar aici, în Gorj, locurile de muncă sunt ocupate greu pentru că în primul rând cine vrea să se angajeze și mai ales tineretul vine și întreabă cât îmi dai, nu întreabă ce trebuie să facă și dacă se pricep sau nu. Mulți dintre ei chiar nu se pricep, pentru că, să fim serioși, tu ești profesor în școală, la ora actuală nu se învață meserie. Nici în școală, nici în liceu, nici în facultate, da? Vin cu 3 diplome, să zicem, sau 4, dacă fac și masterul, după care, ok, am o grămadă de diplome, cât iau salariu? Nu, deci în învățământ trebuie să dea acel concurs de titularizare ca să ajungă pe catedră. Nu pentru ca profesor. Am înțeles. În general. În general, da. În general. Nu, așa este. Nu ca profesor să se angajeze, ci pe alte posturi. Și de multe ori n-au nicio legătură măcar cu facultatea pe care au făcut-o sau cu liceul pe care l-au făcut, posturile pentru care aderă. Iar atunci când merg acolo, mai mult cu pretențiile decât cu munca, adică, ok, salariul nu e mare, bun, și dacă stai acasă vei avea vreun leu,
trebuie să debutezi, să începi o activitate. Tinerii respectiv la acest moment mai au părinți, mai au bunici cu pensii, da. Deci există o explicație, însă mai sunt ajutoarele sociale de pe la primării și multe, și multe alte lucruri care cumva nu arată drama, să zicem așa, sau cum stăm pe bune la, cu forța de muncă în gor și cât de disperată este situația. Însă trebuie să ne gândim că într-un orizont de 5-10 ani, asta e legea firii, se vor duce și bunicii, ajung și părinții, întrebă și... Care aveau pensii, da. Au lucrat la stat, că numai statul oferea locuri de muncă în urmă și cu 30 atunci, de ani. Și atunci, abia atunci va fi o problemă foarte mare. Și mai e un lucru. Sunt peste 3 milioane de români plecați în străinătate. Teoretic, dacă această forță de muncă, când va ajunge la vârstă, ar fi în România, deci s-ar retrage măcar în România la bătrânețe, la pensie, tot ar mai fi o soluție, dar după cum vedem tot mai mulți, dacă acum câțiva ani mergeau să muncească afară ca să se întoarcă în țară, își ridicau case și se întorceau la un moment dat peste ani sau se gândeau să... Acum au început să-și ia cetățenie pe afară, trec de la statutul de rezident la cel de cetățean și nu mai au de gând să se întoarcă, deci practic, bine, singura lor problemă cu România, ca să fiu puțin rău, este că vor să voteze. Încolo n-au nicio problemă, n-au nicio obligație față de statul român, dar de votat ar vrea să voteze. Asta este. N-au obligație, dar au drepturi. Da. Din păcate, bine, până la urmă, și au și pretenții că sunt foarte bine informați. Ai din România suntem dezinformați, cei care sunt plecați afară și care, din nefericire, așa e locul de muncă, poate muncești și 12 ore pe zi, deci în niciun caz nu se pot uita la un televizor sau să poată citi un ziar sau, nu știu, chiar internetul, dar cu toate aceea ei sunt informați, iar ai din țară, nu. Da, dar mulți dintre cei care sunt plecați în străinătate au locuri de muncă, să zicem, dar mulți dintre ei lucrează la negru. Și nu vor avea pensie niciodată. Este și asta o mare problemă și aici ar fi putut să contribuie măcar ei, dacă tot au, că unii au venituri consistente, chiar la negru, să-și fi putut ține în țară, să-și obțină, știți cum e acum legea aceasta de poți să-și cumpere vechime și toate celelalte să poată plăti. Da, unii o fac. Da, dar din păcate numărul este nesemnificativ. Și vor primi pensie din România în cazul ăla. Nu vor veni cu pensie. Da, și la nivelul din România. Și problema este că totuși dacă muncim aici în România și realizăm aici și venituri și cheltuieli și facem să meargă motorul, cum se spune, al economiei, adică magazinele au cui să vândă și așa mai departe, dacă muncim aici se întâmplă treaba asta. Dacă venim doar să ne depunem cotizația pentru pensie, restul banilor merg acolo, nu rămân aici în țară, nu intră în motorul economiei. Și atunci nu e bine. Nu e, cum nu... Chiar dacă își depun contribuția pentru pensie. Cum se întâmplă și cu alte lucruri, avem foarte multe multinaționale, foarte multe firme cu capital străin în general, care nu își repatriază profitul și automat noi rămânem cu niște impozite infime și cam atât, din nefericire. Pe de altă parte, apropo de situația economică, e una din provocările pentru anul 2017, este cine are dreptate. Ca de întâmplare, Consiliul Fiscal, apropo, Consiliul Fiscal ales pe vremea PDL Băsescu în 2010 și condus de șeful unei bănci comerciale private străine din România, lansa prin toamna trecută, când, să spunem așa, se regimentaseră cu arme și bagaje în campania fostului premier, că România va putea avea o creștere economică pentru 2017-2018 între 5 și 6%. Așa spunea persoana respectivă, nu știu când să-i zic. E, foarte interesant că după ce s-au schimbat, adică rezultatele alegerilor au fost într-o altă direcție, este extrem de pesimist. Și creșterea economică pe care o dă el este undeva sub 3%. A mai venit între timp și Banca Mondială, care dă undeva un 3,7% până în 4%.
și organisme financiare internaționale care, de ce, de regulă, când aud că sunt, se cresc salarii, cresc pensii sau ceva de genul ăsta, totdeauna dau în jos. În general, cu România și cu țările din Europa răsăriteană. Nu fac asta dacă se întâmplă în Franța, de exemplu, dar e adevărat, au și economii altfel, au mult mai dezvoltate. E, vreau să vă spun că aici va fi problema dacă economia va continua să crească sau nu și să meargă pe acel procent și bugetul e construit pe o creștere economică de 5,2%. Cam optimist, zic eu. Anul trecut a fost 5,7% creștere economică. Da. Deci, ținând cont, dacă ne ghidăm după anul trecut și la câte măsuri, câte tălpi a pus economiei guvernul tehnocrat datorită capacităților deosebite de anticipare, de specialiști de talie mondială care au venit de la Bruxelles, sper că telespectatorii văd ironia. Ei bine, acum cred că undeva la 5% ar trebui să avem această creștere economică, deși e o mare problemă. De ce? Consumăm și dacă avem bani și vom avea bani mai mulți, consumăm mai mult. Din păcate, consumăm din importuri. De la cele produse care nu se pot face 50% în supermarketuri de românești și până la diverse acestea tehnice, tot ce mai cumpărăm și care sunt produse afară și practic nu avantajăm economia țării noastre, ci... Nu oferim locuri de muncă românilor. Da, nu oferim locuri de muncă. Prin eventual producerea celor... Aici ar trebui și cred că ar trebui ca populația noastră să fie mai educată din acest punct de vedere. Știți că erau programele acelea cu fabricat în România, cu chestii... Acele lucruri trebuie încurajate pentru că în momentul când cumperi ceva de pe piața românească și este făcut în România, ții un loc de muncă. Corect. Suntem la finalul emisiunii, o concluzie de 30 de secunde. Va fi un an, 2017 va fi un an foarte interesant. Sunt multe provocări și economice și sociale și politice, chiar și culturale. Iată, n-am apucat să abordăm și terenul cultural. Salut totuși inițial și poate într-una din emisiunile viitoare, noi sau cu invitați, să vorbim de acest an care este dedicat Ecaterinei Teodoroiu. Și ținând cont de reușita anului Brâncuș de anul trecut, eu sunt foarte optimist în această direcție. Reușita anului Brâncuș, dacă vedem anumite declarații, că altele spun că a fost un dezastru. Așa și cu... depinde cum privești lucrurile, dar s-a auzit asta. Din ce partid, nu? Da. Da. Și fără să duci o conotație, faptul că îți vine premierul și președintele la manifestările de la Brâncuș a însemnat foarte mult. Chiar dacă după aia au pierdut alegerile, dar asta e altă treabă. Ok. Deci suntem la finalul emisiunii, emisiunea Panoramică, Aura Stoienescu sunt eu, Cornel Șomă cu invitatul meu din această seară. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție, la revedere!